Suntem în Zimnicea. Am avut o misiune de a încărca bateriile și au trebuit de la port să vin 3 km. Sunt undeva pe centura Zimnicei, în oraș. Și am zis să vă prezint și eu cum arată Zimnicea. Posibil în centru să fie un pic mai dezvoltat. Giurgiu, 62. Cred că pe apă sunt undeva la 58 de km. Deci mai am vreo 58 de km până la Giurgiu, 55, hai să spunem. Stație de autobuz. Frumos. Am ajuns și noi în port, unde mi-am parcat eu barca. Nu știu ce e clădirea asta. La barca mea am parcat undeva în zona aia. Și zona asta e portul. Hai să am ceva croaziere.
Și așa se prezintă zimnicea. Vis-a-vis de zimnicea e un orășel bulgăresc, mare, de fapt nu e orășel, e oraș în toată firea, cred că are peste 50.000 de locuitori. Aici ne-am părtat de o barcă. Așa. Este cineva? Bună ziua! Alo, este cineva? Bună ziua! Mă scuzați? Bună ziua! Bună ziua, ce trăiți? Bună ziua! Eu vin de la bază, aș mă duc la Solina și am anunțat la turnul Măgurele, dar am zis să trec și aici. De la cine sunteți? De la... Nu, eu am plecat de la bază, aș mă duc pe Solina cu barca și am zis să anunț, eu mai opresc cu cortul. Aveți nevoie de ceva? Nu, doar am zis să știți de mine, pentru că așa am făcut. Ei, tot am mâncat. Dar de ce faci? Mă ieșiți pe ponton dacă vreți. Am fost în oraș, mi-am încărcat bateriile. Unde ați dat asta? Aici, am mai zis. Ce? Bine, o zi bună, numai bine, sănătate. Alba Iulia.
că bye bye zilnicia. Ne îndreptăm către Sulina mai departe. Astăzi am mai propus să mai fac minim 20 de km. Dacă se poate chiar și 30. Suntem undeva la kilometru 555.
Român? Da.